găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune, transformare. În această zi m-am gândit să vorbim despre un subiect destul de mediatizat, chiar aș spune eu foarte mediatizat, în mediile astea, acestea online și mai ales în zonele de cursuri de dezvoltare personală. Și o să aduc o perspectivă numerologică asupra acestui subiect. Și o să vorbim în această ediție despre cifrele maestru. Un subiect, v-am spus, foarte mediatizat, pentru că toți doresc să fie maestri. Este bine asta, că toți vor să fie maestri, pentru că dacă suntem maestri, înseamnă că lumea o să fie mai bună. Cel puțin pentru mulți dintre noi. O să vă explic ce înseamnă aceste lucruri. Din punct de vedere numerologic, cifrele care sunt câte două se spune că sunt cifre maestru, da? Mai sunt persoane care au destin 11 sau destin 22 care dă 4, da? Nu e așa, și care consideră că ele au destin maestru. Foarte bine. O să vă explic din punct de vedere numerologic ce înseamnă aceste dubluri de cifre și de unde vine maestria acestor cifre. Este adevărat că din punct de vedere numerologic 11, 22, 33, 44 până la 99 sunt dubluri de cifre, adică cifre maestru. Este foarte interesant acest lucru. Dar asta nu înseamnă că toți care au destin 11 sau destin 22, 4 sunt maestri. Din contră, cei care vor și spun că sunt maestri pentru că, ia uite, eu am destin 11, am destin maestru. Da, dar pot să fii marele ratat, de exemplu. Sau eu am destin 22 și sunt marele constructor, marele maestru constructor. Da, pot să fii așa. Dar cum ai scos pe gură că tu ești? Deja ai o grămadă de învățat, da? Pentru că un maestru nu are nevoie de confirmare. Poți să fii, conform limbii române, un altceva, poți să fii maestru. Asta poți să fii, da? Una e să fii maestru și alta e să fii maestru. Maestru poți să fii, nu e nicio problemă, e ușor, da? Chiar și în anii trecuți, da? Toți ne aducem aminte, cred că și acum mai este, nu știu sigur, exista și o funcție foarte bine plătită și de mare răspundere în fabrici și uzine, și anume maestrul, care era un om de mare bază în diferitele instituții. Dacă există și acum, foarte bine. Așa poți. Da, poți, că e ok. Dar ducându-ne într-o zonă spirituală, într-o zonă de înaltă ținută, maestru, orice om poate să ajungă, dar nu toți ajung acolo, pentru că e destul de dificil. Bun, să vă explic acum ce înseamnă treaba aceasta. Vedeți, găsim aceste cifre, da? 11, 22, 33, deci sunt 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4 și așa mai departe. Aceste cifre duble, da? Ele sunt foarte interesante. De ce? Pentru că respectă o anumită zonă, și anume, v-am mai vorbit în alte emisiuni despre dualismul lumii, acesta de la minus infinit la plus infinit. Respectă acest dualism al binelui și răului, paradigme care sunt, din punct de vedere social, foarte prezente la noi în viață. Și acest dualism este în trei zone. Acest dualism este dualismul lumii, da? Lumea este împărțită în buni și răi, lumea este împărțită în bogați și săraci, lumea este împărțită între, nu știu, oameni care au ce mânca și oameni care mor. E împărțită între albi și negri, roșii și galbeni. Nu știu, întotdeauna împărțim câte ceva, da? Întotdeauna împărțim. Asta este diferența, este dualismul lumii. Mai este dualismul firii. Acest dualism al firii este alegi ce îți este mai bine la un moment dat. Încă o dată spun, este binele tău.
Orice om va alege la un moment dat ceea ce este mai bine. Este foarte posibil ca un om să aleagă ce este mai bine în detriment, pentru el în detrimentul altului om. Asta este un dualism al firii. Oamenii sunt duali. Toți oamenii sunt duali în funcție de interesele pe care le au. Nu e adevărat ceea ce spun? Căutați în viața voastră. Voi înși vă, analizați-vă viața și întrebați dacă ați fost vreodată măcar duali. Da? Sau să vă mai dau un exemplu de dualitatea firii. Adică vreau să fac ceva, dar nu fac că nu e bine. Binele social, da? Sau stau într-o relație toxică. Eu vreau ceva, dar de fapt fac altceva. Asta e dualitatea firii. Sau stau cu Gigel pentru că are bani. E tot dualitate. Sau stau cu Cutăreasca pentru că are nu știu ce. Sunt acele relații mamă-fiu și tată-fică. Da? Asta e dualitatea firii. Omul este foarte dual și întotdeauna a fost așa. Bineînțeles că există oameni cu mai multe fețe. Vorbesc la un nivel simplu. Dualitate. Atât. Că îți dorești ceva și faci altceva. Da? Nu vorbesc despre măști sociale, despre personalități diferite, despre nare. Vorbesc într-un sens simplu. Da? Ok. Toți oamenii sunt așa și toți oamenii au fost duali la un moment dat. O dată, de două ori, de nouă ori. Unii sunt duali așa mereu. Nici nu contează asta. Da? Important este că există o dualitate a firii. Și mai există o dualitate a supraviețuirii. Această dualitate a supraviețuirii este foarte interesantă. De ce? V-ați gândit vreodată în sensul în care dacă ar fi să alegeți între mâncare, pur și simplu, că nu mai aveți ce mânca, mâncare și plăcere, ce ați alege? Să vă dau un exemplu care este, sau să vă, un proverb, da? Sau o zicere, nu știu dacă e proverb sau zicere, care e uzual așa în viața noastră zi cu zi. Dragostea trece prin stomac. Ați auzit chestia asta? Normal, că am auzit-o cu toții. Adică această dualitate, ce alegi, iubirea sau stomacul? De fapt, nu iubirea, plăcerea sau stomacul. Ce alegi? Oamenii când nu au bani, ați văzut că există foarte multe discuții, foarte multe certuri în diferitele familii din cauza banilor? Ce alege? Plăcerea sau supraviețuirea sau mâncarea? Aici este dualitatea supraviețuirii, dualitatea instinctuală. Gândiți-vă că toți o avem. Toți o avem. Unii mai pregnantă, mai dominantă, alții mai într-o stare latentă. Da? Deci aici este dualitate. Și să vă dau exemplu de un om care este maestru. Un om care a trecut și prin foame și prin prosperitate și are aceea stare de spirit, ăla e maestru. Vedeți dualitatea în schema asta? Cu 2 de 1, 2 de 2, 2 de și așa mai departe. Vedeți? Adică cele două cifre duale corespund celor două extreme. Și un om poate să ajungă maestru numai în momentul în care a trecut și într-o parte, a trăit și într-o parte, a trăit și în altă. Tu nu poți să ajungi maestru dacă tu nu ai trăit valențele acelei cifre. Dacă tu nu ai trăit și în iad și dacă tu nu ai trăit și în rai. Astfel încât să știi și una și alta, să fii omul echilibrat. Tu nu ai cum să devii maestru dacă nu le-ai trăit, n-ai ajuns în cele două extreme. V-am mai spus în alte emisiuni că oamenii se schimbă când ajung în iad. Până atunci nu se schimbă, e un pseudo. N-au cum să se schimbe, e un semi, e o ce vreți voi, numiți-o cum vreți. Da? Pentru că trebuie să ai un resort care să te tragă până jos, astfel încât când propulsarea să fie foarte mare. Aia nu e nicio problemă, este în regulă așa, da? Fiecare are noțiunea de iad în felul lui.
Gândiți-vă la un om care este obișnuit de-a lungul timpului să aibă foarte mulți bani și un copilaș educat cu mașina luat de la școală și dus acasă tot timpul. Și la un moment dat în viață se întâmplă să nu mai aibă bani acea familie sau acei oameni. Și va trebui să meargă cu autobuzul. Gândiți-vă ce stare de spirit sau cât de speriat ar fi un copil educat să nu meargă niciodată cu autobuzul, să-l pui în autobuz, în mijloacele de transport în comun. Cum ar vedea el lumea aia? Ar fi iadul pentru el. Sau pentru unii care sunt mai înțelepți, da? Sau mai adaptabili, da? Sau mai inteligenți, ar fi o curiozitate fantastică. Ia uite ce mișto aici în autobuz. Da? Este foarte interesant să trăim și lucrurile astea. Ne este frică, iarăși, de anumite lucruri. Când ți-ai îndepășit frica, atunci tu poți să ajungi într-o stare de maestru. Când ți-ai depășit o anumită frică. Noi avem frică și de rău, dar avem frică și de bine. Și atunci, tu cum poți să spui că ești maestru dacă nu ți-ai depășit anumite frici? Când tu nu ți-ai dat la o parte resortul care te ține întotdeauna cu picioarele pe pământ. Cum te-ai înălțat-o la Dumnezeu? Da? Sunt oameni cărora le este frică de bine. Aoleu, o merge atât de bine. Mi-e frică să nu care cumva să întâmple ceva rău. Vedeți? Frica de bine. Frica de rău este aia cum sunt ăștia, avarii, de exemplu. Avarii strâng foarte mult acolo sub saltea, dă teamă să nu sărăcească niciodată, să dă teamă sărăcii. Ei, de fapt, sunt sărași, trăiesc ca niște săraci, pentru că agonisesc totul. Da, exact frica pe care o au, eu o trăiesc atunci. Da? Nu-i plouă în cap. Gândiți-vă la un om, la un homeless, la un om a străzii care se bucură în momentul în care afară e frig și plouă și el într-un canal și acolo e cald. Voi ați putea acolo să trăiți, nu? A trebuit ca toți care cred că se duc într-o zonă sau mai văd așa care au destinele astea, eu sunt maestru, am 22, eu sunt maestru, am 11, să stea odată într-o zonă unde să nu aibă nici telefon, nici mâncare, nici băutură, să procure singuri. Așa ceva și să vedem dacă ei sunt maestri. Nici măcar călugării, puznicii sau astea, n-au îndrăzneala să spună treaba asta că sunt maestri. Nici măcar ei nu. Pentru că în momentul în care ești maestru, nu ai nevoia să o spui. Orice ce spunem, v-am mai spus, sunt nevoi. Da? Eu spun așa, vai, dragă, dar de ce ți-ai luat mașina asta, culoarea asta? Că atunci când plouă, se vede urât pe ea. Ai nevoia mea de a avea și o mașină de genul ăla. Nu-mi place cum stă cu rochia asta, să știi, te-ai mai îngrășat. Asta e nevoia mea de a primi confirmare că sunt frumos sau că arăt bine. Sau frumoasă, sau, mă rog. Așa. Deci, întotdeauna când simți nevoia să spui, eu am destin 11, sunt maestru, ești cel mai departe de acest lucru. Când simți nevoia să spui. Un maestru niciodată nu simte nevoia. Duceți-vă la călugări, duceți-vă la mănăstiri. Aici, la noi în țară, nu trebuie neapărat să... Sau studiați pe internet, vedeți filmulețe cu diferiți maestri din diferitele culturi, diferitele religii, diferite... Care spune? Eu sunt maestru cu Tărescu. Ăla care spune că este maestru cu Tărescu, mai are mult drum până acolo. Da? Această zonă duală despre care v-am spus este foarte importantă, că dacă ești maestru, ai trecut și prin rai și prin iad. În momentul respectiv, tu poți să începi să vezi cum sunt lucrurile. Este foarte interesant, am auzit de la cineva, că pentru a ajunge maestru într-un anumit domeniu, un anumit domeniu, îți trebuie 20 de ani de experiență și de practică. Nu știu dacă e adevărat sau nu, eu o să mai iau de cifra asta 20. Vedeți? Cifrele maestru sunt câte două, da? 1, 1, 2, 2, 3, 3 și așa mai departe. Se spune, nu? Pentru că nu știu cine a spus chestia asta, chiar nu știu. Că îți trebuie 20 de ani ca să ajungi maestru. 20 de ani de practică pe un anumit domeniu ca să fii maestru.
Bun. 2 iarăși este o cifră, 2, da? Dualul. Adică 2 ce înseamnă? Înseamnă și binele și rău. Înseamnă dualismul acesta, pendularea aceasta. Iată că, oricum am dat-o, este foarte interesant acest lucru și trebuie să ne gândim că pentru a fi maestri, dacă își dorește cineva să fie maestru, trebuie să treacă și prin iad și prin rai. Și în momentul în care viața o să te treacă și prin rai și prin iad, nu o să-ți mai vină să mai dai de-n gură, să mai vorbești, ci o să-ți vină pur și simplu să taci. Pentru că liniștea, în starea de liniște, în starea de neutru, îți aduce maestria după experiențele respective. În numerologie, destinul 11 este conturat și este analizat ca marele iluminat sau marele ratat. Din foarte multe matrice numerologice pe care eu le-am făcut, pe marele iluminat nu l-am găsit. Este foarte interesant cum sunt oameni cu niște haruri dumnezeiești, cu destine 22 sau 11 și care îți bagi joc de harurile astea. Haruri dumnezeiești, dar își bagi joc de ele. Sau, cum să mă exprim ca puțin mai înainte, le este prea frică să se ducă acolo, în harurile respective. Gândește-te așa, ești un destin 11 și tu trebuie să comunici lumii prin propria transformare. Deci va trebui să înveți supraviețuirea și transformarea. Lasă confortul și învață supraviețuirea. Cine ar face chestia asta? N-ar face nimeni, normal. Pentru că noi vom alege mâncarea în detrimentul plăcerii. N-ați ales în viața voastră? Gândiți-vă, poate că ați ales mai devreme sau mai devreme. Poate părinții voștri. Poate cunoscuții voștri. De aici plecăm. În momentul în care nu mai alegi mâncarea și alegi plăcerea, plăcerea de a fi tu bine, plăcerea de a fi tu într-un anumit fel, ai evoluat un prag. Un prag. Dacă timp ai cifră de destin 11 și alegi mâncarea, n-ai nicio treabă. Ești un om normal. Ca toți oamenii normali, ca mine sau ca alții. Da? Oameni normali. Dacă vrei să ajungi într-o zonă respectivă, gândește-te la treaba asta. Și mâncare nu înseamnă să nu mănânci. Nu. Înseamnă să pur și simplu să ai o preocupare mai înaltă decât de a mânca. Oamenii au preocupări de a mânca? Nu știu. Ia gândiți-vă. De sărbători e aglomerat în magazine sau nu? Și vedeți preocupările oamenilor. Da? Vedeți preocupările după ce vă duceți la iarbă verde sau la grătare ce rămâne în urmă și vedeți ce preocupări au oamenii. Da? Duceți-vă într-o cârciumă sau într-un restaurant sau într-un loc și vedeți ce preocupări au oamenii. Duceți-vă în diferitele țări care oferă servicii all inclusiv și vedeți ce preocupări au oamenii. Și atunci vă veți da seama de anumite lucruri. Vă veți da seama de anumite lucruri. Este mare lucru să depășim nivelul de mâncare. Este mare lucru să depășim nivelul ăsta de supraviețuire. Pentru că toți oamenii trăiesc în zona lui 1 și lui 2. Supraviețuire și plăcere, supraviețuire și plăcere. Creativitate, mai puțin. 3 e creativitate. Da? Deci în momentul în care tu te-ai ridicat din cele două zone, da? Supraviețuire și plăcere, te-ai ridicat în creativitate, ai început drumul către o anumită formă de maestrie. O anumită formă de maestrie foarte interesantă. Iarăși, în zona aceasta, cât timp vom trăi într-o paradigmă a binelui și a răului, zona de mediu, da? De medie dintre bine și rău, adică de echilibru, o să fie foarte greu de găsit. De ce? Pentru că atunci când îți dorești să-ți găsești echilibru într-o anumită zonă sau în anumit domeniu, începe și vine o tentație. Da? Pentru că lumea are această paradigmă la nivel de inconștient colectiv că există binele și rău. Deci există și tentații. Da? Și în momentul în care tu ai renunțat la tentație,
ai făcut un pas înainte. Vă dau un exemplu. Cum credeți că se lasă un om de un anumit viciu? Cu viciul respectiv la capul patului. Vrei să te lași de țigări? Ia-ți un pachet de țigări și pune-l, ține-l cu tine tot timpul și nu fuma. Vrei să te lași de prăjituri? În fiecare zi du-te și bea o apă plată într-o cofetărie. Vrei să te lași de nu știu ce chestii, să mănânci la fast food? Du-te în fiecare zi și ia-ți o sticlă cu apă într-un fast food și stai acolo. Și nu mânca, bineînțeles. Da? Fă-ți un program din chestia așa. Și așa te poți lăsa de anumite lucruri. Da? Răspuns tentații. În momentul când tu ai zis nu tentații, ai trecut un prag. Ești pe drumul către o anumită formă de maestrie. Da, pentru că ai avut și a mânca fast food-ul respectiv sau prăjitura respectivă și a nu mânca. Da, și tu îți dorești să nu mai mănânci, da? Să nu mai mănânci și totuși respecti chestia asta și nu mai mănânci. Deci ai trecut un prag de la mâncare. Dacă ai mâncat sau ai fumat sau nu știu, ești la fel ca înainte. M-am lăsat de fumat 6 luni de zile. Foarte bine. Că te-ai lăsat. Acum fumezi? Da, fumezi. Ok. Ești ca înainte. N-ai fumat 6 luni. Nu e mare șmecherie. Da? Am slăbit de la 100 de kilograme, 40 de kilograme la 60 de kilograme. Și am un corp superb. Am slăbit, am făcut sport, am și foarte bine, felicitări. Ce mănânci? Mănânc tot ce îmi place acum, pentru că nu mai e important pentru mine acest lucru. Vedeți, și asta e o chestie foarte interesantă. Nu mai e important. Când nu mai e important un lucru pentru tine, nu mai ai grija lui. Și noi toți oamenii facem chestia asta. Da? E important pentru tine să mănânci? Da, este foarte important să mănânc. Atunci vei avea grijă la mâncări. Este important pentru tine să câștigi bani? Da, este foarte important. Banii sunt foarte importanți pentru mine. Păi dacă n-am bani, eu... Atunci, efectiv, problemele sunt pe zona banilor. Da? Nu mai vreau să fie important. Important este în momentul în care tu simți o lipsă. De-aia devine important, pentru că ți-e frică. Ai o anumită frică. Și fiindu-ți frică, e normal că e important. Și să revenim la aceste... la această zonă despre care tot vorbesc eu, zona cu cifrele maestru, este foarte interesant un anumit lucru, da? Că cifrele maestru sunt cifrele duble. Deci, interpretați așa, în momentul în care un om a desăvârșit o anumită cifră ca fiind maestru, este atrăit în zona cifrei, într-o zonă negativă și într-o zonă pozitivă. Orice cifră în numerologie are o interpretare pozitivă și o interpretare negativă, da? Pe cifra 1, eu pot să o interpretez într-un sens pozitiv. Un om cu o atitudine, cu viziune, cu verticalitate, un adevărat lider. Vedeți? Interpretat. Dar și zona lui 1 negativă. Da? Un om, un dictator, un tiran, un om care vrea să-și impună punctul de vedere, un om care calcă pe cadavre pentru a obține tot ceea ce își dorește. Un om egoist, individualist. Egocentrist. Vedeți? Zona 2 de 1. Când tu le-ai trăit și pe unele și pe altele și nu mai ai nevoie de ele, atunci te duci într-o zonă de maestrie. Atunci începi să fii maestru. Nu este de ajuns să te naști cu un destin de genul ăsta. A, că o să ai o viață mult mai dură și mult mai complicată și, aoleu, cât o străiești, ai altă treabă. Dacă tu nu-ți dai seama de ele, nu e ce trebuie. Da? Nu-ți dai seama de el. Bun, deci am vorbit despre această zonă a maestrului, a cifrelor duale. Da? Din punctul meu de vedere și din punct de vedere numerologic și din punct de vedere al zonelor în care tu, dacă ai astfel de cifre ca și destin sau ca drum al destinului sau în matricea psihoenergo-informativă, ai putea să te duci acolo în zona respectivă. După un scurt moment de pauză, o să vă interpretez numerologic dualitatea acestor cifre, maestru să le spunem, de la 1 la 9. Revenim după un scurt moment de pauză.
Am revenit după pauză și vorbeam despre cifrele maestru și am zis că o să vă fac o interpretare a acestor cifre din punct de vedere numerologic, bineînțeles. Deci cifrele maestru sunt cifrele duble. 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, până la 2 de 9. Aceste cifre maestru se întâlnesc în matricele psihoenergo-informative ale diferitelor persoane. Nu trebuie neapărat să ai un destin 11 sau să ai un drum al destinului 22 cu destin 4 ca să fii un mare maestru. Da? Pur și simplu, aceste cifre duble pot fi întâlnite în matricea psihoenergo-informativă de multe ori. Da? Ai multe cifre duble. Bineînțeles că această dualitate, cum v-am explicat mai devreme, este un lucru extraordinar de dur. Pentru că până să se echilibreze doiul, sunt multe de trăit. Da? Vei trăi de la extremă, de la o extremă la alta. Deci nu e chiar poezia vieții, site-ul, multe dubluri în matricea aia, psihoenergie informativă, că o să treci de la o agonie la extaz în cifrele pe care le ai acolo. Deci încă o dată spun, adică maestru nu înseamnă ceva să spice în cap marea lumină dumnezeiască, ci să trăiești experiențele și bune și rele, să ajungi și în rai și în iad, și după aceea să fii într-o stare de neutralitate. Atunci deja ai ajuns maestru. Cel puțin așa am citit și așa am calculat eu numerologic. N-am ajuns în domeniul respectiv, în zona, nu știu dacă o să ajung vreodată viața asta, poate în altă viață o să ajung. Dar în viața asta nu cred. Și o să vă spun interpretarea cifrelor de la 1 la 9 pe zona aceasta de dubluri. Da? 2 de 1 v-am spus. Asta înseamnă că ele, 2 de 1 ăștia, sau 11, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, reprezintă în această cifră sau în această așezare și o zonă bună și o zonă rea. Da? Deci extremele. Omul este dator, ca să spun așa, să facă media dintre cele două extreme, trăindu-le. Da? Deci poate să fie 1, 11 este liderul, da? Zona pozitivă, liderul, omul cu o anumită verticalitate, cu o anumită atitudine. Un om cu anumite cu anumită ținută morală și intelectuală și emoțională, un om cu o anumită tărie de caracter, un om care să aibă o viziune foarte puternică de viitor și care să aducă după el și pe ceilalți către viziunea lui, sau zona al 11 într-o parte negativă, marele dictator, tiranul, da? Omul de o ținută, îndoielnică, care influențează tot, vedeți? Care este pur și simplu după propriul interes, care este fățarnic. Omul care vrea să influențeze numai pentru el. Este foarte interesant cum în această zonă pendulativă de 2 de 1 putem să facem lucrurile într-un fel sau altul. Nu o să vă interpretez, după cum ați văzut în interpretarea lui 1, cifrele ce înseamnă maestru 22, maestru 33, că o să vă interpretez și ce bune și rele într-o zonă duală, exact cum sunt cifrele. Și voi alegeți ceea ce vreți sau să și gândiți ceea ce sunteți sau pe unde ați trecut. Zona lui 22 este o zonă foarte interesantă. Un om care să aibă puterea comunicării, un om care să influențeze și să aibă o putere a iubirii fantastică, un om care să dăruiască foarte mult, să iubească tot. Un om care să aibă o putere creativă și constructivă extraordinar de mare. Un om care tot ce atinge se transformă în minunății. Sau poate să fie un om extraordinar de egoist din punct de vedere afectiv, să-i să cuvină totul, să creadă că el este de ajuns pentru ca ceilalți să-i dea iubire și afecțiune și valorizare, da? El este de ajuns să spună două cuvinte pentru că așa e ca el. Și voi, alții, nu prea aveți ceva să spuneți. De ce? Pentru că ceea ce am spus eu e bine și pentru că eu îți deștept și știu multe. Vedeți, ăsta e un doi. Adică voi trebuie să mă confirmați tot timpul și dacă nu mă confirmați, eu voi face scandal. Iată un 22, interpretarea lui 22 în sens pozitiv sau negativ. Eu am nevoie, ca și 22, să aduc o mare ținută constructivă, afectivă în viața unui om. Dar trebuie să trăiesc
cele două extreme. Să trăiesc în zona în care lucrurile sunt foarte, foarte clare, să fiu marele constructor afectiv, omul care să aducă și să pună suflet în tot ceea ce face și mai mult decât atât să pună suflet în a ajuta, empatia 2, pe alții. 33, da? Interpretarea pozitivă, da? Ar putea fi un om de o mare ținută intelectuală, un om foarte deștept, un om care a studiat și este documentat foarte bine și foarte temeinic, foarte puternic. Un om care, pe de lângă faptul că a studiat, a citit, a învățat, a lăsat și ceva în urma lui, da? Și atunci a ieșit din el însuși pentru a învăța pe ceilalți. El întotdeauna, când știe lucrurile, le-a trăit și le-a cunoscut prin propria sudoare, prin propriul studiu. Da? A citit foarte mult, a trăit foarte mult, le-a învățat și pe propria piele și cu creionul și caietul în față. Și în a doua zonă, treiul, un om egoist, un om care pur și simplu le știe el pe toate, a citit mult și a înțeles puțin, are întotdeauna o formă de interes în momentul în care îți spune ceea ce are de spus, întotdeauna va căuta să-și folosească mintea pentru a manipula foarte subtil și foarte puternic pe ceilalți. Un om în care, pur și simplu, te încrezi așa, fără să-ți dai seama și care te poate duce în dezastru. Un om dominant. Misiunea lui 33 ăsta este să fie un mare învățat pentru a transmite ca un dascăl cu sensibilitate, cu frumusețe, informațiile lumii ăstea pentru o nouă construcție, pentru un nou nivel superior. Informații foarte puternice, informații care să stea la baza cunoașterii universale, sociale. Da? Acolo trebuie să ajungă. Cunoaștere, nu știință, nu cred eu ceva. Da? Un mare preot. Preot nu în sensul de dogma, preot în sensul de om cunoscător care are legătură cu pământul, dar și cu divinul. Da? Gândiți-vă ce mare calitate. Nu știu că sunt așa, sau care ajung așa. Da? Mai sunt oameni care au destin 33-6 și se pot vedea. Și mai sunt și oameni care au destin 44-8. Da? 44, o cifră foarte, foarte interesantă, pentru că avem pe 4 într-o zonă pozitivă, și anume un om care efectiv renaște tot timpul, adică efectiv e un om schimbat, e un om care te surprinde tot timpul. Da? 4, interpretat pozitiv, este un om care surprinde, un om care întotdeauna are o anumită forță transformaționalistă, o forță de reconstrucție fantastică. Un om care, dacă l-ai pus la pământ, în câteva secunde a renăscut, sau poate să-ți fie plafonatul plafonaților, unul care să trăiască mai și convins că pătrățica lui e cea mai bună și pătrățica lui este cea mai mare din lumea asta și că el știe el, da? Și că în pătrățica lui acolo toate lucrurile sunt ca ale lui și insistă foarte puternic să fie ca ale lui, ca el. Mai mult decât atât, aș va folosi această pătrățică pentru a atrage pe mulți în pătrățica lui ca stil dogmatic, ca un om care efectiv poate să manipuleze foarte puternic aceste mase, că pătrățica lui este cea mai puternică. De altfel, acest personaj 2 de 4, pur și simplu îi găsim, v-am spus, în cifrele destin. Sunt oameni care trebuie să schimbe, nu știu, anumita formă de putere pe care o au. Poate sunt talentați să cânte, poate sunt talentați să deseneze, poate sunt ingineri buni, habar n-am, fiecare în ce domeniu. Ei sunt lăsați, având destin 8 din 4 și 4, ei sunt lăsați să schimbe acest chip al lumii. Adică în domeniul pe care l-au, ei să revoluționeze total. Adică să-l schimbe total. Adică cum cântă unul cu 44-8, nu mai cântă nimeni. Sau cum desenează, sau cum pictează, sau cum sculptează, sau cum e un inginer pe zona aceasta, iarăși, pur și simplu poate să inventeze mașina care merge cu apă și apa și-o ia din aer. Nu știu.
Deci, oamenii care ar trebui să revoluționeze acest domeniu. Bineînțeles că mai sunt și destine 12 din 48, dar nu e discuția emisiunii de astăzi, dar ăia sunt și aia foarte interesanți. Mă rog, deci iată un 44 ce ar putea. 55. La 55, nu știu, n-am întâlnit destin 10 din 55. Poate ați întâlnit voi, dar nu cred. Și nu o să vă interpretez în felul acesta. Iată 5-ul care vine pe o zonă de intuiție fantastică. Vedeți, oamenii ăștia cu 2 de 5, îi găsim matricea psihoenergo-informativă. Acum depinde și cum sunt, ce e în stânga, în dreapta, sus, jos, destinul. Sunt mai multe interpretări, nu intru eu în discuții tehnice, că nu are sens. Așa. Este foarte importantă această zonă de intuiție. Este foarte important să simtă primul impuls. O să vă interpretez pe zona de pozitiv, da, normal, ca fiecare dată. Primul impuls, acea intuiție, parcă îi vine așa de undeva informația, parcă știe de undeva treaba asta și dacă știe de undeva, totul e minunat. Știe el. De unde știe, nu știm de unde știe, îi vine. Da? Intuiție, încredere în sine, o anumită ținută, o anumită verticalitate, un fel, am putea să spunem, egoist, egocentrist de a fi, dar de fapt nu este în felul acesta, în sens pozitiv nu este acest lucru, ci este o fragilitate, o intuiție fantastică transformată într-o oarecare fragilitate. Sunt fragili pentru că îi pot fi pălmuiți în suflet foarte puternic. Și atunci ei își capătă o mască de asta de superioritate. Dar nu e asta. Zona negativă, al 2 de 5. Putem să vedem o zonă de frică foarte mare. O zonă de frică foarte mare, o zonă de, cum să spun, de nesiguranță foarte puternică. O zonă de teamă foarte puternică. E teamă și de umbra lui. O zonă care întotdeauna pune la îndoială orice. Orice simte pune la îndoială. Da, dacă, da, dacă, da, dacă. Vedeți? O zonă de panică, așa, o zonă în care pur și simplu oamenii sau omul respectiv, pardon, nu se simte în siguranță deloc. Teamă. Această teamă se poate vedea concret și cuantificabil prin fugă. Fuge de orice. Fuge de bine, fuge de rău, fuge de orice fuge. Teamă, frică. Această zonă foarte interesantă a celor 2 de 5 poate fi folosită pentru o mare putere a intuiției, o mare putere a senzitivității, a clarsimțirii, o mare putere a, cum să spun, a încrederii. Dar nu numai să ai încredere în tine, ci să dăruiești încredere celorlalți, să le dăruiești ceea ce e mai bun și ce e mai frumos. O încredere care trebuie să o dăruiești pur și simplu celorlalți, astfel încât omul când stă cu un astfel de personaj să aibă încredere în el. Mă, când stau cu tine, parcă am mai multă încredere în mine. Zona celor 2 de 6. Iată omul care efectiv este într-o zonă de mare armonie, hai să-l numesc armonie, nu echilibru neapărat, ci armonie. Este un om care pur și simplu frumosul și iubirea îi place. Este un om care, sau ar fi bine să fie, care toată poezia această vieții, tot trecutul el l-a transformat în poezie și în frumos. Chiar dacă a fost ger și urât, el l-a transformat în frumos și soare, ca să spun așa. Chiar dacă lucrurile nu sunt ok, el este acel om care, indiferent cum i-ar merge în viață, el este zâmbitor și merge foarte bine și are o stare pozitivă. El acolo trebuie să ajungă, într-o zonă de armonie, într-o zonă de echilibru, indiferent de ce s-ar întâmpla, un om căruia să-i pese numai de frumos. Acolo e zona pozitivă.
Avem și zona negativă, omul care se pese în zona lui 6, e disperat după bani, este disperat după zonele astea, să pună mâna el, să poată el, să aibă el, să știe el. Așa, zona asta unde a pune mâna, a aduce, a avea tot. E, și media acestor lucruri este pur și simplu în care tu ai de toate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al lucrurilor, acestea materiale, dar și din punct de vedere al iubirii. În 66 acolo trebuie să ajungă. Echilibru din punct de vedere al iubirii, al materialului, al familiei și așa mai departe. Să fie marea iubire a familiei și marea iubire a echilibrului. Pentru că am trecut și prin bune și prin rele și iată, trecând și prin bune și prin rele, lucrurile stau așa cu noi la cei doi de șase. Da? Deci acolo vine. Cei doi de șapte, am putea să spunem marele înțelept, da? Omul care adumânește o mare zonă spirituală, o mare zonă pur și simplu a cunoașterii, a înțelepciunii. Da, este un om care a fost să treacă prin 700.000 de lucruri pentru a dobândi înțelepciunea. Este un om de o mare ținută intelectuală, un om de o mare ținută rațională, un om care are anumite veleități înalte, preocupări multiple, studiază din foarte multe zone, învață din foarte multe, un om care se descurcă foarte bine. Dar poate să fie și zona negativă a celor 2 de 7, disperat după bani, și aici sunt, pentru că are șansă și noroc și poate să aibă noroc și în zona aceasta financiară. Poate să fie un om care să folosească tot ceea ce știe în sens manipulativ, la manipularea maselor, în manipularea celorlalți și așa mai departe. Poate să fie un om care să aducă lucruri mai puțin bune, pentru că este foarte înțelept, pentru că este foarte deștept. Poate să aducă lucruri foarte multe negative celorlalți și poate să influențeze într-un mod în care pur și simplu nu să nu te aștepți că te poate duce. Deci pur și simplu poți să-l urmezi pe acest om fără să pui întrebări. Da, atât de puternic poate să fie din punct de vedere mental, malefic sau cerebral. El trebuie să ajungă într-o zonă de la bine la rău, da? Este bine ca un 2 de 7 să treacă și printr-o zonă malefică și printr-o zonă benefică, astfel încât să poată să facă media înțelepciunii, ca să-i spunem așa, media înțelepciunii care ține de o mare ținută spirituală, de o mare valoare spirituală și, bineînțeles, de o împărtășire a acestor valori spirituale, dar o împărtășire în cazul cu 2 de 7 este cazul la cerere, adică nu o să vrea el să-ți împărtășească, trebuie să-i ceri tu. Dar el trăind și dintr-una și dintr-alta, în veleitățile acestor lucruri, și demon, și înger a fost acest om, el a ajuns să depășească aceste nivele limitative de bine și rău și să ajungă deasupra lor. Cei doi de 8 vin într-o zonă de mare, de mare, de mare înțelepciune. În ce sens? Este omul care are puterea de a face ce vrea. Este omul care are puterea de a schimba lumea. Este omul care are puterea de a aduce plus valoare socială oamenilor. Este omul care ar trebui prin puterea sa, că este puterea iubirii sau că este puterea profesională sau că este puterea, nu știu, o putere socială, adică trebuie la nivel macro, că ne întâlnim aici mase mari de oameni, mase mari de oameni care să-l asculte pe acest om, să poată să-i îndrume către o zonă foarte benefică a vieții. Sunt oameni care pur și simplu pot schimba state, pot schimba dogme. Pentru că el are o anumită formă de putere și a trecut la un alt nivel. Sau zona mai puțin bună. Când eu am o formă de putere și toate le fac pentru propriul interes. Adică aș fi în stare să schimb lumea asta numai pentru propriul meu interes, pentru propriile mele beneficii. Beneficii materiale și beneficii care să-mi consolideze puterea. Eu aș face orice să îi manipulez pe ei, să-i schimb pe ei sau să-i influențez pe ei pentru propria mea dorință. Și nivelul foarte interesant al celor care au 2 de 8 în matrice
este extraordinar de benefic în sensul în care ei pot influența oamenii și să ajungă la o formă superioară de înțelepciune pentru a influența într-un sens lumesc, într-un sens altruistic, într-un sens al prosperității, al beneficiilor, al lucrurilor minunate. Bineînțeles că nu poți să-i împași pe toți, automat, dar cel puțin să facă lucrurile în așa fel încât să bucure oamenii, masele mari, sau să le împărtășească din propria înțelepciune și împărtășindu-le din propria înțelepciune, pur și simplu să aducă o schimbare socială. Schimbările sociale, schimbările puternice care pot fi aduse de cei cu 2 de 8, pot fi ținute minte. Ne găsim în zona celor 2 de 9. Un om care să transforme lucrurile. Vedeți, dacă cei cu 2 de 8 au avut o putere socială, o putere fantastică de a influența masele, cei cu 2 de 9 au o putere de a se adapta la diferite lucruri. În ce constă această adaptare? Ei trebuie să se adapteze pentru a lua informații, pentru a învăța, pentru a ști anumite lucruri și aceste informații să le folosească pentru propria lor transformare. 2 de 9 niciodată n-o să poată schimba nimic sau face ceva dacă ei înșiși nu se transformă. Ei înșiși nu au o relație cu propria lor transformare, cu propria lor viață. Ei înșiși trebuie să facă pe pielea lor sau să trăiască pe pielea lor aceste lucruri. Și prin asta trebuie să-și aducă lor înșile plus valoare, trebuie să-și aducă lor ceva ce contează pentru ei și care să-i facă pe ei să fie într-o zonă socială bună și să fie exemplu pentru alții, dar nu genul de exemplu în care uite-mă pe mine ce am făcut, uite-mă aici ce am făcut eu, să faci și tu. Nu, ci pur și simplu oamenii să zică, bă, dar ce-ai făcut, ce s-a întâmplat, că uite, s-au schimbat lucrurile, ce este? Și tu să spui, uite, asta și asta. Dacă ești întrebat, vedeți, la 2 de 7 și la 2 de 9 trebuie să fii întrebat pentru a face anumite lucruri. Mai mult decât atât, s-o luăm pe zona 9 într-un sens pozitiv și anume tu ești capabil să te adaptezi în orice mediu. Chit că ești pășanț, chit că ești în turnul, în castelul tău de fildeș, rege. Da? Și atunci tu vei trece în viața ta prin ambele situații. Vei fi și sclav, vei fi și rege. Financiar, emoțional, social. Vei face treaba asta. Nu-ți place? Nu-i nicio problemă. Stai liniștit, o să fii acolo. Mai dăm să mai târziu. Și într-o zonă malefică în care pur și simplu te lași pe tânjeală. Asta e. Nu. Ce să facem? Trăiești viața asta copy-paste. Te-ai adaptat la orice. Dacă îți dă unul cu o piatră în cap, tu te adaptezi. Domne, mâine o să-mi dea altul piatră în cap. Asta e o zonă cea mai de jos în care tu te poți adapta la orice, pentru că te poți adapta la orice. Și mai ales oamenii care au mulți de nou matrice se pot adapta la orice. Adică se pot adapta să trăiască bine în șanț, știți cum, la greu. Deci nu e problemă. Dar vorbim de dualitatea asta, de 2 de 9, da? Tentația ta este să te adaptezi, adică să te obișnuiești cu rău, să te obișnuiești cu disconfortul, să nu mai vezi că ar putea să fie lucrurile și bune în viața ta. Să-ți fie teamă de chestia asta, de lucrurile bune, să te adaptezi atât de bine încât să-ți fie teamă de lucrurile bune. Bine, mai ești partea altă, să te adaptezi atât de bine la bine încât să nu-ți explici că o să-ți fie vreodată rău și dacă o să-ți fie, Doamne ferește, rău, când ai căzut în depresie și gata, acolo rămâi. Pot fi și cazuri de genul acesta. Da? În general, este foarte bine să ne gândim că 9 este o cifră transformaționalistă. Deci, dublu de 9 trebuie să-l găsim într-o zonă transformaționalistă social, în momentul în care eu m-am transformat pe mine însumi și atunci, prin mine, ca și valoare, am adus și celorlalți valoare. Da, ne-am apropiat și de finalul emisiunii. În mare, asta cu cifrele maestru, vi le-am spus, este important să știți așa că maestru, de-aia sunt câte două, că trebuie să ajungi și în iad și în rai și după ce le-ai cunoscut pe amândouă
să stai în stare de neutralitate. Dar abia atunci începi să fii maestru. Până atunci degeaba ai destin 11, 22, 33, cât mai ai tu acolo, că n-ai nicio șansă. Trebuie să trăiești pe amândouă. Da? Când ai nevoie de confirmare, n-ai nicio legătură cu maestru. Astea fiind spuse, eu vă urez ca de obicei să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Ne revedem. Toate cele bune!